Bună ziua, Horia Ciocan, sunt de la Națiunea MMA, stăm de vorbă cu domnul Mihai Constantin, antrenorul clubului Scorpion Seaș. Domnule Constantin, prima dată vă vedem la camp. E ceva nou sau? În afară de Cătălin Cășat, Sebastian Ciobanu, orice antrenor cu experiență, vreau să spună ceva deoparte. Așa că îmi pregătesc retragerea celor doi, peste 5-6 ani chiar am luat acum de ziua. Am doi grei, la 14 ani, 100 kg, 1,7 kg, la 15 ani am luat 15 kg, plus junior la celelalte categorii. Vreau să formez o echipă nouă, care în 5 ani să am a doua generație. A doua generație. Cam cu câți sportivi ați venit astăzi aici? 16, dar foarte mulți debutanți, foarte mulți la început, la primul meci. Vă dați seama, sunt copii, se bucur că iau medalii, o diplomă pentru ei, ceva... Pentru mine, vă dați seama, am fost în Tokyo, am fost în Seul, am fost în Amsterdam, am fost astea, sunt competiții care poate nu m-au motivat așa mult, dar mă bucur foarte mult pentru ei și vreau să fac să fie întors. Câți dintre ei sunt juniori și câți sunt seniori? Am cadeți, cei mai mulți sunt cadeți și juniori, iar la seniori sunt foarte mulți care sunt la primul meci, care nu au luptat niciodată într-o cală, nu au luptat niciodată, deci, practic, au venit să lupte pentru prima dată. Ne puteți da niște nume? Câțiva băieți pe care i-ați remarcat? Sau pe care trebuie să îi supraveghem și noi pentru viitor? Da, dar la 14 ani Tănase Cezar, Votin Ștefan și la grea sperăm cu Uriașul de 140 de kg cu Big Lipe să confirme. El a fost dezavantajat, neavând foarte multe meciuri la medalele profesioniste, nu prea avut meciuri și nu s-a obișnuit, nu este un sport de bol. Are 2,12 m, exact pe Sammy Shook. Și avem un luptător la camp, Sammy Shook. Îl pregătiți pentru Sammy. Vreau. Și celălalt ramură de campului, vă speranță să vă vedem și da, acum? Da, cu toate că nu sunt un specialist în lupta la sol, dar sunt un competitor să colaborez cu cineva care este specialist pe sol și cu partea de fracii în picioare să mă descurc eu și sperăm să iasă ceva. Toate că e greu, când nu știi și nu stăpânești bine să lupta la sol, să te bagi, să faci experiență, e greu, numai sportiv eu despre. Și băieții, Cătălin, Sebi? Cătălin, Sebi sunt bine, Cătălin are 100 de kg, este cum s-a revenit după acest întâlnire, avea la 86 de kg, a făcut la meciul Zimmerman, erau 14 kg, eu nu am vrut să-l las, de fapt, nici el nu a vrut să lupte, numai cu contractul de la Chevan, cu Blig, este bat, nu am încercat, nu l-am dat să tentăm cu piciorul, dar nu s-a putut, tot am primit-o. 14 kg diferență, s-a simțit foarte mult. Iar la Sebastian, pentru cei care se pricep cât de cât, și-au dat seama că a fost un ghinion. Meciul 1 l-a câștigat cu un rus, meciul 2 cu Mai Tumai, exact luptura care a dat el lui Mai Tumai, a dat-o cea mai la sfârșit de primire cu Izia, a produs o hemoragie la nas și din cauza asta nu a putut să mai respire, nici a doua, nici a treia. Toate că mulți din sală au zis că nu a avut condiții fizice, nu a fost așa, nu a avut nasul, nu a putut să respire. Și domnul Tanigava de la K1 spunea că, din nou, Cătălin Moroșanu e printre cele mai multe voturile le are pe site-ul special. Da, seama, el este un om foarte iubit oriunde. Deci în România e chestia sportivă cel mai popular. Vă dau un exemplu, a fost pe litoralul vara asta, nu a reușit să facă baie, două ore a dat fotografii cu întâlnire. Deci este foarte iubit și prin felul de a fi, unul vorbesc de rău, alții vorbesc de bine, unul nu îl plac, alții îl plac, dar e important că vorbești toată lumea de el. Foarte important. Asta este foarte cunoscut și carismatic. Asta mai este un sportiv dorit, exact cum era înainte, să zic, box-up, care erau momente când Bonească era campionul K1, dar box-up, care pierdea toate meciurile, câștiga, avea o bursă de 3 ori mai mare. Câștiga milioane de euro din publicitate, când Bonească avea o simplă bursă. Aveți pe cineva în pregătire între generația lui Cătălin și Sebi și băieții de astăzi? Da, am un ucrainean, Leonid Craciuc, undeva la 1,97 și 200 de kg. Chiar o să luptă cu meci în Ucraina. Foarte, dar știți cum nu e de ajuns la nivelul ăsta să fie bun, trebuie să fie foarte bun. Scorpion Ziaș are mai multe secții, am înțeles. Scorpion Spotnari. Scorpion Spotnari. Să facem și... E normal, trebuie, pentru că sprijinul cu sportul român. Da, avem mai multe secții. Eu sunt și antrenor de box, am de guvernat Culescu la gale de box profesionist, am fost la multe gale de box profesionist. Sper cu timpul să încerc să implementez și conceptul din MMA la mine sală. Dar din timp mai greu, sunt conștient că trebuie să găsesc cineva foarte bun cu sol. I-am creat o imagine, avem un
dacă mă credeți acum la competiția asta, cu cei care au luptat acum, am avut și cu băiatul și campion, face de 3 luni. Deci 3 luni, nu, mă, cel mai vechi care a venit acum are 6 luni. Deci toți sunt la început, adică a luptat cu băiat de 8 ani și urmează pe decât. Bun, și o ultimă întrebare. Aveți vreo veste de la K1 pentru Cătălin, cumva? Știu că e pe lista de votare, alături de Ghiță și de Rau. Eu sincer nu mi-aș dori să votez. Eu sincer nu mi-aș dori să votez. Pentru că în chip chiar ieși, consider că Cătălin după meciul cu Zimmerman ne trebuie totuși un meci de revenire, după aia să vă mulțumesc. Sincer nu, pentru că mai degrabă aș prefera un adversar mai ok, în care să-și revină, să-și spună în regulă. Îmi dai seama, Cătălin are 25 de ani, mai are puțin 5 ani de zile de luptat. Păcat, adică să-l băgăm acum la înaintare, 2-3 meciuri, dar nu, aș prefera un meci puțin mai ușor și îmi doream mult la Sepe Ciobanu să fie. Sepe Ciobanu îmi doream mult pentru chestii, nu cum mai e, mai bune, am învățat să-l luptăm ceva cu noi, dar avem mai multe meciuri al nostru, că până în altă decizie am încărcat și asta, anul trecut a avut Cătălin, mai multe meciuri acum are Sepe. Și pentru Sepe ce urmează? Pentru Sepe Bosnia, 30 octombrie o să fie în local combat la PTP și o să fac cu Sepe. Bine, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes. Și dumneavoastră și băieților, mulțumim. Intrați pe națiunea MMA.